Ok, deci vii la aviatorul ăștia acolo. Asta pare că nu e același succes. O să vină și părintele imediat. Am mai avut o slujbă de făcut în biserică. O să vă zic câteva cuvinte foarte pe scurt despre asociația noastră, dar nu o să vă plictisesc prea mult, doar o să vă zice că ne pregătim pentru oferit de post și pentru acțiune pe care noi le facem de ajutorul Domnului de un an și ceva, sau poate chiar mai bine, unele dintre ele. Marius, Saura nu sunt aici, ne-am văzut, au fost. Eu au fost la Brodeanu Siliștea, noi acolo facem un pic de ajutor pentru comunitatea de acolo, pentru copiii de acolo. E unul dintre locurile în care facem ajutor. Mai avem un sat pe lângă București, Pădlica, un preot pe care, părintele Victor ține de acolo. Și mai avem încă vreo trei cămine, două acum, și cu ajutorul Domnului sperăm să mai ajutăm și la de la Periș. Avem cămine de la Dâncăvești, de la Ciobani, cămine de bătrâni și adolescenți și copii cu dizabilități. Asta este pe ceea ce ne-am concentrat pe latura asta, să zic, de ajutor. Oricine va dori să facă un mic ajutor material sau haine sau jucării, rechizite, orice vă vine la îndemână sau așa, găsiți informații pe site-ul nostru, www.11mai.ro. Avem un site la care Ana a lucrat și toată vara asta l-am schimbat și l-am îmbunătățit și noi. Probabil, sper să avem și noi înregistrat Olivianu aici de mare ajutor. Să avem înregistrarea a ceea ce va spune domnul doctor astăzi. Dânsul mai merge și chiar am văzut de curând la o comunitate acum două săptămâni, o comunitate similară, și asta e un lucru bun, că oamenii din biserică reușesc să se strângă, să facă lucruri împreună și să avem în mijlocul nostru și doctori și persoane care să ne sorbească de bine în tot contextul ăsta care vine peste noi, așa, cu bune și cu rele. Sperăm să folosim tot ce e bun din ele. Astea sunt anunțurile pe care vreau să vi le fac. Nu vreau să spun mai multe. Domnul doctor, o să... Adică noi mai... Dânsul este, așa cum a zis și părintele, a patra oară când, mijlocul nostru. Îi mulțumim foarte mult că este amabil și și-a luat din timpul dânsului atât de prețios și vine în mijlocul nostru. Va face o scurtă prezentare de o jumătate de oră pe marginea subiectelor acestea pe care dânsul le abordează de regulă. Eu o să dau câteva hârtiuțe să circule pe la dumneavoastră sau dacă aveți și dumneavoastră pix și hârtii pentru întrebări. Partea a doua, să zic, a prezentării va fi așa ca o discuție, niște răspunsuri la întrebările dumneavoastră, ca să fie interactiv, să nu stăm tot timpul să ascultăm. Nu e genul nostru. Cam atât. Bine ați venit, domnul doctor. Thank you.